În ultima parte vom discuta despre piața de mărfuri. Și vom începe cu petrolul. Petrolul care vedem că oscilează undeva în jurul pragului de 40 de dolari per baril. Această evoluție vine pe fondul unor speranțe reduse referitoare la pachetul de stimulente din SUA în viitorul apropiat, care au pus presiunea asupra încrederii investitorilor și chiar au reușit să uh, anuleze optimismul determinat de acea creștere a uh, importurilor de petrol brut în China de luna trecută. În totuși, um, Trebuie menționat că situația este una destul de, de sensibilă, dacă avem în vedere perspectivele din, din piață. Da, într-adevăr, în China s-a înregistrat o creștere a importurilor de, de petrol brut, dar în același timp vorbim despre niveluri aproape de maximele record ale produselor derivate, produselor din petrol rafinat. Mai mult, vorbim și despre o scădere a exporturilor de astfel de, de produse. Prin urmare, perspectivele referitoare la cererea de astfel de, de produse bazate pe petrol la nivel global tinde să fie în continuare afectată. Iar mai mult, raportarea de... Probleme la, nivel, la nivel global, referitor la pandemie, și aceste noi informații refer, cu privire la posibile blocaje la nivel regional sau chiar național, cum este în cazul Marii Britanii, ar putea să afecteze din nou cererea de combustibil, în special cauzată de imposibilitatea și de reducerea mobilității. În tot acest context. Am asistat și la estimări pesimiste din partea, din partea OPEC, dar în același timp și din partea Agenției Internaționale pentru Energie, care se așteaptă la o revenire mult mai lentă a cererii. În ceea ce privește Agenția Internațională pentru Energie, se așteaptă ca nivelurile dinainte de pandemie să fie atinse în cel mai optimist caz în 2023, dar în cazul în care uh, situația nu va fi ținută sub control și nu vom asista la o îmbunătățire a um, atitudinii la nivel global, este posibil ca um, nivelurile prepandemice să uh, fie revăzute de-abia începând cu anul 2025. Prin urmare, vorbim despre o redresare mult mai lentă care ar putea să pună presiune asupra cererii de asupra prețului petrolului. Ceea ce privește OPEC, estimările sale privind redresarea cererii din următorul an pentru 2021 au suferit o ajustare negativă Astfel, vorbim despre um, atitudini mai, mai pesimiste, și în acest caz, tocmai principalul uh, argument al acestei decizii fiind uh, numărul ridicat uh, de cazuri în anumite regiuni cheie la nivel global. Astfel, perioada slabă pentru, uh, pentru petrol s-ar putea extinde și în continuare, uh, primele niveluri de urmărit. Pentru, pentru, vânzători ar fi 38, 55 și 38, chiar dacă vedem un răspuns destul de ferm din partea cumpărătorilor care nu par dispuși să renunțe la această valoare de la 40 de dolari per baril, este posibil ca mai devreme sau mai târziu aceștia să fie nevoiți dacă avem în vedere argumentele fundamentale. În ceea ce privește aurul, Deschiderea din această dimineață aduce o ușoară revenire. Vorbim despre o creștere de aproximativ 0,3%, dar care vine după o secvență corectivă foarte abruptă. Astfel, în timpul sesiunii de ieri am asistat la o scădere de aproximativ 1,95%, putem aproxima la două puncte procentuale care a dus și la spargerea acestei formațiuni bullish de, de steag, care poziționa aurul într-o într ipostază destul de, de bună. Totuși, spargerea zonei de la 1900-1911, inițial urmată de spargerea zonei de la 1900, a dus prețul într-o într -o zonă mai, mai bearish. Mai mult, această, inițial această corecție a venit pe fondul acelor informații referitoare la întreruperea testelor clinice pentru vaccinuri care a pus presiunea asupra încrederii investitorilor. Mai mult, incertitudinea referitoare la pachetul de stimulente a oferit un impuls dolarului american, care a reușit să traverseze o perioadă de recuperare remarcabilă. Dacă um, urmărim direcția de evoluție a indicelui dolarului american, vedem că acesta a reușit să avanseze de undeva din zona 93 de, de puncte până la atingerea unui maxim, am putea spune, undeva la 93,7% cu aproximație. Um, Astfel, vorbim despre uh, o limitare și o presiune resimțită de, uh, de aur ca urmare a uh, revenirii dolarului american. Mai mult, uh, core uh, revenirea din această dimineață uh, pare să fie justificată de o reorientare a anumitor investitori strategici către uh, aur, care este considerat. Mai ieftin, având în vedere scăderea amplă a prețului înregistrată ieri, lucru care tinde să fie normal în urma unor corecții atât de, de ample. În continuare, perspectiva de avans pe termen scurt pentru aur este. Depinde foarte mult de traiectoria dolarului american și de modul în care investitorii se poziționează pe, pe moneda americană. În cazul în care vom asista la o nouă secvență descendentă pe dolar, Aurul poate beneficia. Totuși, pe termen lung perspectivele, perspectivele fundamentale rămân unele bullish pentru Aur, încetinirea economică la nivel global, dar și. Perspective de introducere mai devreme sau mai târziu a unor pachete ample de stimulente, inițial în SUA, dar cu potențial și în alte zone importante, pun aurul într-o poziție bună în, în, lista, în lista cumpărătorilor. Astfel, zona 1900 rămâne în continuare un nivel un nivel țintă, în timp ce 1.889 pare să fie un nivel, un potențial nivel de susținere. Calendarul de astăzi nu aduce date atât de, de importante. La ora 12 vorbim despre publicarea datelor privind producția industrială pentru luna august și vânzările de retail din, din zona euro dar care vedem că nu au o relevanță atât de mare, mai ales dacă ținem cont de faptul că sunt date cu un decalaj ridicat, vorbim despre date pentru luna august. Ulterior, la 3 jumătate, se vor publica datele de, cu privire la inflație, datele indicele prețurilor la nivelul producătorilor, vedem că se așteaptă o ușoară creștere, 0,2% în termeni, în termeni anuali, în timp ce varianta core este așteptată să crească cu 0,9%. Atenția se va orienta mai degrabă către, către discursul președintelui Președintelui Băncii Centrale Europene. Este vorba despre Cristin Lagarde, care a început în urmă cu 5 minute și care ar putea să ofere informații cu privire la perspectivele băncii referitoare la situația economică din zona euro. Mai mult, atenția se va orienta din nou și către și către uh, raportările financiare din SUA, unde uh, își vor uh, prezenta rezultatele companii importante, în special din sectorul financiar, Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo, US Bancorp, United Health Group, dar și United Airlines. Motiv pentru care uh, investitorii s-ar putea orienta către, uh, acest, uh, către acest aspect. Uh, ziua se va încheia cu. Datele API privind stocurile de petrol, unde vedem că se așteaptă o nouă scădere, minus 3,4 milioane de barili în săptămâna anterioară. Rămâne de văzut dacă um, o, astfel de, um, o astfel de estimare optimistă ar putea să fie uh, confirmată și, în special, dacă va fi confirmată de datele oficiale uh, în care vor fi publicate mâine. Totuși, în cazul în care uh, prognoza va fi atinsă, este posibil să asistăm la un ușor răspuns pozitiv pe, la nivelul petrolului. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi excelentă. La revedere!